Suntem din nou în direct pentru ultima oară în această seară, așa cum vă spuneam și cum v-ați obișnuit de la începutul emisiunii. Invitații sunt domnul Radu Oprea, candidat PSD la Senat, și domnul Dan Rădulescu, candidatul USR la Camera Deputaților. Domnul Rădulescu, ați rămas dator cu un răspuns. Cu un răspuns. Întrebarea a fost oarecum cu un ton de reproș. Totuși să ne gândim că în ultimii 26 de ani nu USR-ul a fost la putere. Nu USR-ul a avut în mâini destinele învățământului românesc. Nu USR-ul a dat câțiva miniștri ai învățământului. Da, poate fi o scuză ca mod de lucru. Nu, dar nu este o scuză. Este o realitate, într-adevăr. Este o realitate, dacă corect, nu, așa este. Dacă nu învățăm din greșelile trecutului, riscăm să le repetăm. Sunt perfect. Vedeți că abia după 10 ani, de când, aproape 15 ani de când au fost desființate școlile profesionale, acum cineva și-a dat seama că, băi, chiar este o greșeală. Vă referiți la învățământul dual. Exact. Și au început pe lângă fabricile, cel puțin din Brașov, dacă ne gândim la Iare Gimbaf, la câteva concerne germane, au fost înființate școli profesionale care, practic, creează viitorii muncitori din uzinele și fabricile respective. Ceea ce exista și înainte, dacă vă amintiți, pe lângă 1 mai, ce a fost odată 1 mai, nu, exista o școală profesională unde se pregătea locul, viitoarea forță de muncă. Da. Da? Acum trebuie reparat acest handicap. Trebuie refăcută o verigă în acest lanț de pregătire profesională care a dispărut. Practic la noi au dispărut niște specialiști. E greu asta să găsești. Asta propunerea dumneavoastră. Da, cu siguranță asta este. Am să vă rog să fiți cât mai conciși în răspunsurile pe care le dați, pentru că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, în jur de 12-13 minute. Și atunci sunt mai multe teme și să le concentrăm. Vă rog, atunci, pe tema învățământului, foarte scurt, câteva idei. Din discursul colegului meu înțeleg anumite nemulțumiri pe care dânsii le-au identificat deja. Știți cu ce a început? A început cu salariile care sunt în sistemul de învățământ astăzi și care nu ar motiva suficient profesorii să poată lucra inclusiv la țară, să în zone mai puțin comode de ajuns și de locuit acolo. Noi am venit cu o propunere legislativă, de fapt cu un amendament la o ordonanță pe care guvernul a introdus-o în Parlament și am spus salariile profesorilor să crească cu 15% de acum, din acest an. Mă referiți la ordonanța 20. Mă refer la ordonanța 20. Credeți că este o măsură greșită? Eu cred că este o măsură foarte bine. Cumva vine să răspundă unei nevoi. Pentru că dumneavoastră mai devreme ați identificat aceasta ca una dintre primele probleme majore ale sistemului de învățământ. Eu de aceea spun că trebuie să venim cu măsuri concrete. După ce am făcut partea de diagnostic și am identificat problema, trebuie să și venim imediat cu un răspuns. Creșterea salariilor profesorilor, da, este o măsură de răspuns la o necesitate a societății în acest moment. Nu înțeleg de ce guvernul și de ce președintele țării au spus imediat că trebuie să atace la Curtea Constituțională și această lege. Cu atât mai mult cu cât președintele venea din sistemul de învățământ și mă așteptam să fie empatic și solidar cu profesorii. Vă mai dau exemplu unei măsuri, pentru că trebuie să venim cu răspunsuri concrete la problemele pe care le-am identificat. Am vorbit despre absenteism. Am vorbit despre faptul că foarte mulți copii se pierd. În programul de guvernare venim cu un sistem de deduceri pentru familiile, deduceri fiscale, pentru familiile cu un copil, cu doi copii, cu trei copii, într-o proporție din ce în ce mai mare, proporțional cu numărul copiilor. Dar venim cu un element de noutate. Aceste deduceri fiscale vor fi acordate în funcție de frecvența pe care o are copilul la școală. Încercăm să aducem copilul înapoi în școală prin această motivație către părinte să fie mai implicat, să poată urmări copilul în procesul de învățământ și să fie mai aproape de școală, pentru că va fi și această cointeresare directă. Deci sunt măsuri concrete care trebuie luate acum și marea greșeală, cred eu, a tuturor celor care s-au perindat la guvernare în învățământ în momentul acesta este că fiecare ministru la un moment dat a simțit nevoia să reformeze complet sistemul de învățământ. Sistemul de învățământ, ca orice sistem, are nevoie de predictibilitate și atunci când intri în sistemul de învățământ să știi că termin liceul în 9 ani sau în 8 ani, că ai la bacalaureat anumite materii sau adică trebuie să avem într-adevăr o idee de dezvoltare, de strategie și prioritățile principale ale țării sunt învățământul și sănătatea. Am înțeles. Educația și sănătatea. De sănătate și nu vreau să dezvoltăm subiectul acum, poate într-o altă emisiune. Mi-a venit o idee și poate vă gândiți ca proiect legislativ. Dom'le, faceți în așa fel încât
odată la 40 de ani, cum se practică în țările occidentale, spitalele să fie rase din temelii și să se construiască altele noi, pentru că astfel se pot eradica acele infecții nozocomiale. Studiați dacă vi se pare o idee bună. Mie acum mi-a venit ideea asta și mă gândesc că poate n-ar fi rău să gândiți și acest mecanism, pentru că din ce știu afară se practică acest lucru și se previne astfel orice fel de boală intraspitalicească. Foarte pe scurt, despre domeniul cercetării și inovațiilor care sunt lăsate de izbeliște de 27 de ani, vă rog. Chiar astăzi vorbeam cu un bun prieten ploieștean care mi-a prezentat un articol din New York Times și unde startup-ul condus de el tocmai a fost clasificat în top 13. El intră în top 13 români, topul este mondial, la nivel mondial făcut. Este listat ca fiind unul dintre cei mai buni inovatori pe plan mondial și, mă rog, european, pentru că cele mai puternice hub-uri IT sunt la Barcelona, la Londra și la Frankfurt. Și iată cum un locuitor al urbei, și nu este oricine altcineva la cine ne-am gândit, deține această poziție și era, nu numai fericit, dar spunea, totuși putem să facem ceva, însă nu se investește îndeajuns în noi. Nu ni se acordă credibilitate. Și ce facem aici? El lucrează... Care sunt soluțiile? Soluțiile ați sunt în primul rând... Ați identificat un om, da? E sunt, ok, e foarte bine. Sunt nu în primul rând... E foarte rău. Sunt în primul rând soluțiile de natură și de natură financiară. În primul rând le trebuie date anumite deduceri și în primul rând trebuie lăsat să lucreze eficient. Și vă dau un exemplu, același personaj lucrează pe sistemul iGov. Și atunci când a ajuns acolo, prim-ministrul le-a spus clar, eu nu știu ce să fac, ajutați-mă, veniți voluntari, deci sunteți dintr-o dată și mai motivați. Și spunea că a întâlnit o rezistență majoră, spre exemplu, în schimbarea sistemelor informatice să treacă pe gen Open Office. Și lumea a zis, nu se poate. Bar se poate, dar trebuie să vrei. Și atunci scutești din start niște bani, care pot fi investiți în altceva. În Ploiești poate fi creat un puternic centru de IT, de dezvoltare software. Nu împiedică nimeni comunitatea să se implice în acest lucru, nu numai pentru că deja vedeți că suntem un important centru industrial, până la urmă, în parcurile industriale. Nu mai suntem ce eram. Nu mai suntem, dar totuși avem un oarecare potențial care poate fi cuplat foarte bine cu cercetarea. Apropo, și... Apropo, nu mai sunteți ce eram odată, aș putea să vă pun melodia aia, Pușca și Cureaua alată. Vă rog, măsuri concrete, ați întrebat. O măsură concretă din programul de guvernare este impozitarea cu profit zero a centrelor de cercetare dezvoltare pe 10 ani. Deci în loc de 16%, zero pe următorii 10 ani. Dacă vă aduceți aminte, în Prahova, zonele defavorizate unde impozitul pe profit a fost zero timp de 5 ani, Filipești, Ceptura și așa mai departe, au fost proiecte de succes. Este o măsură pe 10 ani, dacă știi că ești impozitat zero. Păi da, avem perioada dublă, de la 5 ani la 10 ani. Cu certitudine, antreprenorul care știe să-și folosească banii va fi motivat să investească în zona cercetării dezvoltării. Credem și noi că, într-adevăr, IT-ul în România, ținând cont de ceea ce se discută astăzi în Europa și care se cheamă agenda digitală și despre noul tip de economie care vine și pe care o vom avea în viitor și care se cheamă economie colaborativă și care vorbește despre tot ce înseamnă platforme online, despre tot comerțul și despre tot ce înseamnă inovare și despre noile idei la care noi astăzi nu ne putem gândi. Tinerii din ziua de azi sunt foarte inventivi în tot ceea ce privește IT-ul și credem că impozitul zero pe salariul IT-istului poate fi o măsură astfel încât IT-iștii să nu plece din țară, așa cum se întâmplă astăzi. Dar este o discriminare pozitivă care vine și ne ajută pe noi toți, pe români, pentru că poate să fie noul motor de dezvoltare foarte important al societății. Putem să producem în această zonă banii necesari care să vină și să plătească pensiile celor care vor veni. Asta trebuie să educați populația, pentru că oamenii vor percepe există că au discriminare. Există în acest moment, sigur, pentru poate că fi... a pomenit despre parcurile industriale, o lege a parcurilor industriale, unde eu am fost inițiator,
și care cred că vine și oferă facilități fiscale, este în corpul acelei legi facilități fiscale, dar în completarea acestei legi mai sunt legile privitoare la clustere, la tot ce înseamnă partea de a dezvolta partea de cercetare împreună cu partea dintr-un parc industrial pe lângă centrele universitare. Ploieștiul are șansa unei universități de petrol și gaze, ca fost student al acestei universități, cred în facultatea pe care am urmat-o, cred în profesorii pe care îi avem și în bunul renume pe care îl avem în toată lumea, în ceea ce privește forajul, în ceea ce privește utilajul și tot ce înseamnă petrol. M-am bucurat foarte mult când în parcul industrial au venit, nu dăm nume, investitori care au adus tehnologie de ultimă generație și știu câteva fabrici din parcul industrial care au cea mai nouă tehnologie în acest moment în producție de echipament petrolier din toată lumea. În acele, și lucrul ăsta mie îmi dă încredere că investind în cercetare și în dezvoltare, partea de creativitate care este în această zonă a Ploieștiului poate să fie foarte bine pusă la investițiile astea trebuie cu siguranță corelate cu adaptarea programei de învățământ. Vă dau un singur exemplu. Nevoia pe piața românească de programatori este undeva la 12.000. Școala românească produce pe an cam 6.000. Și cu toate astea nu se fac alte clase, nu se fac alte secții. Aș vrea să mai atingem două subiecte, dacă mai avem timpul, nu foarte mult, încă un minut mai avem, cât se poate de scurt. Știți foarte bine că astăzi președinta AEP, Ana Maria Pătru, a ajuns la sediul DNA. Deja s-a dispus începerea urmăririi penale împotriva domniei sale. Vreau să vă întreb dacă credeți că va afecta ceea ce s-a întâmplat cu domnia sa, cu doamna Pătru, șefa autorității electorale permanente, va afecta în vreun fel procesul electoral. În principiu ar trebui să motiveze alegătorii să iasă în număr și mai mare la vot pentru a încerca să schimbe sistemul. Dovada cea mai bună, nu? Cea mai înaltă autoritate, cel mai înalt reprezentant al autorității electorale permanente este anchetat și pus sub învinuire. Ce ar putea să te motiveze mai mult decât atât, adică ca să schimbi sistemul? Se poate miza pe un sistem corect de data aceasta pentru că a fost înlăturată doamna. Exact. Domnul. Din punctul acesta de vedere nu mă pronunț, atâta timp cât este o anchetă în curs, nu știu, justiția este singura care se poate pronunța. Singura care se poate pronunța și atunci când este o decizie finală putem să știm dacă într-adevăr cineva este într-adevăr vinovat sau nu. Până atunci, în mod firesc, ar trebui să funcționeze prezumția de nevinovăție, atât pentru noi și cu atât mai mult cu cât este și o directivă europeană în acest sens. Sper să nu afecteze procesul electoral, sper să fie un proces corect, astfel încât cetățeanul să simtă că votul lui nu este irosit și că este un vot util și, într-adevăr, cel care vine cu cele mai bune soluții pentru România de astăzi și de mâine să fie cel care va da noul guvern. Am înțeles, vă mulțumesc mult. Așa. Îmi pare rău pentru că n-am atins și ultimul subiect pe care mi-l propusese, dar m-am încadrat că se poate de mine, stimați telespectatori. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit, dumneavoastră vă mulțumesc că ați venit la această dezbatere și vă urez succes amândurora și să faceți lucruri cât se poate de bune în măsura în care veți ajunge acolo, în primul rând pentru noi cetățeni și pe cale de consecință pentru țară. Vă mulțumesc mult. Și dumneavoastră, stimați telespectatori, o seară bună.